Moartea a lovit nemilos pe o autostradă din Austria în apropiere de Viena. 5 români au murit și alți 3 au fost grav răniți într-un accident rutier după ce microbuzul în care se aflau s-a ciocnit de un pod. 3 români au murit și alți 5 au fost răniți într-un accident violent produs în această dimineață în nordul Austriei. Victimele se aflau într-un microbuz care a ieșit de pe carosabil și s-a izbit de un stâlp. Polițiștii austrieci cred că tragedia s-a produs pentru că șoferul ar fi adormit la volan. Dacă ar fi rupt cineva cu mine, aș fi zis chiar mie, nu mi se întâmplă. Așa am gândit toate, na, nu mi se întâmplă, tocmai mie. Adică tocmai mie mi s-a întâmplat. Ascultați 100% Legal, un podcast despre munca de îngrijire în Austria și abuzurile invizibile din această branșă. Episodul 2. Total singur. Ziceai că arăta foarte diferit reșița, nu? Arată foarte diferit. Era mai vie. Țin minte că a venit cineva odată din Craiova și a zis, dar ce spuneți voi că reșița este oraș mic? Eu comparam cu Craiova. Dar a prins o zi de salarii. Deci nu vrei să știi ce era pe drum. Era un furnicar, era o agitație totală, erau oameni, erau... Am venit în Reșița să stau de vorbă cu Angie Masek, o femeie care a îngrijit bătrâni în Austria până în primăvara lui 2014, când un accident rutier i-a dat viața peste cap, la propriu. Înainte să o cunosc personal, citisem despre ea într-un raport de câteva zeci de pagini al procuraturii din Graz. În Reșița ne întâlnim în zona unui monument istoric, podul de la Vamă, care a fost executat și montat de uzinele din Reșița în 1937. Orașul a fost unul dintre marile centre industriale ale României. Țin minte că ne duceau și pe noi, ne-au dus cu școala de câteva ori, dar funcționa combinatul pe atunci, era frumos. Bine, pentru mine era șoc, adică un copil în combinatul ăla, mă uitam și eu total străină de ce se întâmplă acolo, ne duceau pe la furnale, pe la... Cât înțelegeam și noi, ne explica cineva, dar cât puteam noi să înțelegem. După care încet, încet a căzut și acum mai sunt care lucrează, dar foarte puțin. Peste 11.000 de locuitori din Reșița muncesc și locuiesc în străinătate, adică aproximativ 15% din populația orașului. Arată un studiu demografic din 2017 comandat de către primărie. Nu există bloc în care să nu găsești cel puțin 4-5 femei care merg prin Austria și poate chiar unul, doi bărbați. La mama în bloc sunt 6 care merg, la mine în bloc mai sunt 4, nu în bloc, vorbesc pe scară, deci... Pe scară, mai sunt 4 care merg, deci cam peste tot. Lui Angie îi este mai confortabil să vorbească despre oraș, industria decăzută sau despre munca de îngrijire, la modul general, decât despre ea. Pe unde ai lucrat aici? Păi am lucrat la școală, la secretariat. Am lucrat tot secretară la o firmă de formare profesională și am lucrat psiholog la DGASPC. Și apoi m-am oprit. Cu anumite nemulțumiri, cu anumite am decis că încerc altceva. Am mers la îngrijire, am avut un caz în Bodensdorf, Austria. Bătrâna a decedat după aproximativ 5 luni și am primit un caz în Graz. Așa cum vă povesteam în primul episod al acestui podcast, în munca de îngrijire în Austria există un fel de triunghi care e format de firmele de intermediere din România, cele din Austria și firmele de transport. Primele potrivesc îngrijitoare sau îngrijitori din România cu familii din Austria, în timp ce ultimele se ocupă de transportul lucrătorilor între cele două țări, odată la câteva săptămâni. E un fel de navetă transnațională. De multe ori, firmele care plasează forță de muncă se ocupă și de partea de transport. La fiecare tură plăteam 100 de euro comision și transportul ne obliga cu transportul. Familiile din Austria le decontează îngrijitoarelor banii pentru transport, ca și cum ți-ar deconta firma la care lucrezi abonamentul la metrou. Însă există de multe ori aranjamente făcute între firma de intermediere din România și cea din Austria. Familia îți decontează banii de transport, dar nu ți-i dă ție direct. Îi dă firmei din Austria, care îi virează mai departe firmei din România. Eu am întrebat odată dacă pot să merg eu cu mașina personală. Și mi-a spus că pe ea nu interesează. Dacă eu vreau să merg cu mașina personală, este problema mea. Dar banii pentru transport îi încasează ei. În ziua de 20 martie 2014, Angie și-a făcut bagajele pentru a merge la muncă în Graz. Făcuse până atunci, deja, câteva zeci de drumuri România-Austria. Din seara plecării ei au rămas niște poze. Într-una dintre imagini o vedem pe Angie, alături de alte îngrijitoare, urcându-se într-un autoturism negru, care avea atașat o remorcă ușoară. La distanță de peste 24 de ore, fotografiile oficiale ale secției de pompieri din Graz ne arată aceeași mașină făcută țăndări. Daună totală.
Și în drum spre Graz am avut foarte multe probleme cu mașina, fierbea motorul, șoferul oprea permanent și așteptam să se răcească motorul, după care plecam mai departe. Deci am făcut undeva la 26 de ore din România până la Graz. Până la aproape de Graz, la Plavuci Tunel, unde șoferul a dormit și am avut un accident. Accidentul a avut loc la 9:26 seara, precizează raportul procuraturii. Cu puțin înainte, se crease un scurt ambuteaj pe ambele benzi de circulație. Șoferul mașinii în care se afla Angie conducea deja de mai mult de 24 de ore. Acesta nu a observat la timp ambuteajul și s-a izbit de un camion care staționa. Raportul oficial spune că nu s-au constatat niciun fel de urme de frânare sau alte manevre și că mașina de care se izbise avea luminile de avarie pornite. Iată ce a declarat unul dintre martori poliției din Graz. Textul e citit de un actor. Am luat trusa de prim ajutor din mașina mea și m-am îndreptat spre autoturismul avariat. Șoferul acestuia a reușit să iasă singur din autovehicul. Pasagera de pe locul însoțitorului își pierduse cunoștința. Pasagera era Angie. Și ea și șoferul purtau centură, arată raportul. De acolo nu mai știu, deci știu că m-au resuscitat, m-au dus la spital. La spital au fost duși și șoferul și alte două pasagere, îngrijitoare și ele, dar aceștia aveau răni ușoare. În schimb, diagnosticul lui Angie suna ca dintr-un film de groază, în care nu ai vrea să fii protagonist. Multiple contuzii și plăgi față. Contuzii și plăgi lacerate în zona articulației cotului drept cu secționarea nervului median, nervului radial și secționarea arterei brahiale, precum și ruptura distală a tendonului bicepsului. Fractură galeații dreaptă. Abraziunea pielii și multiple contuzii în zona articulației genunchiului drept. Prima operație a durat de la 10:30 seara până la 6:15 dimineața a doua zi. 26 de ore înainte de accident eu l-am uitat. Îmi amintesc doar frânturi. Și venea psihiatru o dată pe săptămână, comunicam și am întrebat, bineînțeles, de ce am rămas și cu acest atac de panică și de ce nu mi-amintesc și când o să-mi amintesc. Mi-a explicat că șocul a fost atât de puternic încât psihicul meu nu avea variantă să supraviețuiască cu... Și a fost în subconștient, există. Pentru că tot ce uităm, de fapt, rămâne în subconștient. Pe asta justific ei și atacul de panică, sufocările care le am, momentele în care subconștientul transmite o informație despre accident, conștientul nu acceptă. A rămas internată 9 zile după accident, după care a urmat controle periodice. La început eram chemată odată la săptămână, la două săptămâni, la consultație. 24 iunie 2014. Mobilitatea este încă vizibil limitată. Nu a apărut încă sensibilitatea în zona nervului median și parțial în zona celui radial. Nu există capacitate de muncă încă mult timp. Am contactat-o și pe Alexandra Obreja, patroana firmei de intermediere din Reșița, care se ocupa și de transport. Da, a avut loc un accident. Eram fix la începutul traiectoriei, să spunem așa, în domeniul ăsta. Atunci începusem să lucrăm în adevăratul sens al cuvântului. Aveam undeva la 50 de îngrijitoare, nu aveam mai multe. Atunci a fost un singur șofer, era? Era fratele mamei mele, era angajat. Noi, când am aflat că a avut loc acel accident, am încercat să dăm de soțul doamnei, care a fost accidentată, da, mai grav. Nu am reușit, soțul meu s-a dus la poliția Reșița ca să încerce să dea de dânsul. Cu ajutorul dânșilor am reușit să dăm de soțul, dânsei l-am informat, i-am pus la dispoziție o mașină care l-a dus în Austria la doamna de două ori. Eram și noi la început de drum și nu am putut să o ajutăm mai mult decât am ajutat. Neavând unde să locuiesc în Graz, neavând bani să locuiesc la hotel, veneam în România, plăteam undeva la 300 de euro dus întors pentru mine și pentru soțul. Bineînțeles că nu am mai avut bani, nici măcar să mă duc. Am încercat să-mi finalizez partea medicală aici, unde medicii erau oricum într-o ceață totală și îmi spuneau că trebuie neapărat să mă duc în Austria. După ce mi-am vândut și mașina, banii pe mașină s-au dus repede pentru că n-am avut o mașină de 10.000 de euro. Angie povestește că în momentul acela, nevoia ei de sprijin era imensă, măcar la nivel de îndrumare.
nu m-au întrebat măcar să mă îndrume cu ceva. Și atunci, prin site-urile de socializare, cum ar fi Facebook și Messenger, români bine intenționați, mână de la mână, m-au îndrumat de la unul la celălalt ca să pot cât de cât să-mi finalizez partea medicală în Austria. Angie spune că proprietara firmei de intermediere din România a început să-i trimită mesaje în care o amenința că o va da în judecată dacă continuă să povestească despre accidentul ei pe rețelele de socializare. Îmi zice, zi mersi că ai scăpat cu viață, pentru că noi așa spunem în fiecare zi. Ne-am rugat pentru tine și nu am dormit nopțile. Viața e mai de preț decât fiecare cent pe lumea asta. Pentru că și noi, la rândul nostru, dacă continui cu postările, te vom da pentru calomnie. Sau nu știi că nu este permis să faci ceea ce faci tu potrivit legii? Totuși te joci cu numele unei firme, iar asta nu este ok potrivit legii. Cum tu te aperi, o vom face și noi. Crede-mă, și nu vreau să ajung așa departe. Puteam fi oameni și era mai bine. Atunci dumneavoastră ați avut o corespondență cu dânsa și ați fost nemulțumită la un moment dat de faptul că s-a menționat numele firmei pe grupurile de rețelele de socializare. S-a făcut foarte multă zarvă, adică ca și cum eu aș fi vrut să se întâmple, ori nu a fost deloc așa. Pentru că și eu sunt mamă și eu am copii. Și dacă aș fi trecut prin așa ceva, nu mi-ar fi plăcut, adică, vă dați seama, aș fi fost și eu marcată, aș fi rămas șocată, dar nu aș fi creat acel circ pe care dânsa nu l-a creat, că nu l-a creat ea. S-a ocupat de alții de chestia asta. În paralel, procuratura din Graz deschisese un dosar penal pe numele șoferului care a provocat accidentul. Bărbatul a fost anchetat în Austria pentru vătămare corporală prin neglijență și a primit o amendă. Deci pe lângă cât am chinuit eu și cât nu i-am acuzat și nici acum nu-i acuz de o intenție, de rea intenție, că n-a fost rea intenție. Deși, pe partea cealaltă, dacă stăm să dezbatem mai amplu subiectul, în momentul în care un singur șofer se urcă în mașină și pleacă în Austria, deja este rea intenție. Eu așa spune. Când tu știi că el acolo nu doarme, sunt 800-900 de kilometri pe care trebuie să-i parcurgă. Peste tot se stă un sfert de oră, jumătate de oră, până se face schimbul. Deci era vorba de timp mult. Aveți vreun regret, așa, retrospectiv, legat de situația respectivă? Sigur. Sigur, v-am spus, nu a vrut nimeni să se întâmple. Nu ne așteptam să se întâmple acel lucru, dar vedeți că accidente se întâmplă zilnic, în care își pierd viața, poate oameni, copii. În prezent circulați cu doi șoferi sau în continuare cu un șofer? Sau există o regulă în sensul ăsta? Știu că legislația nu e clară, practic, în domeniu. Nu există nicio lege care să spună, de exemplu, trebuie să circul cu doi șoferi. Noi, care facem transport cu autoturisme plus unul, da, nu știm nici noi, sigur, dacă trebuie conform legislație să circulăm cu doi șoferi sau cu unul, dar noi de obicei trimitem doi șoferi, mai ales în Tirol, pentru că noi acolo avem cele mai multe locuri. Este departe, dar pe aproape, să spunem așa, pe o distanță de 700 de kilometri, trimitem un șofer, la fel cum fac toate celelalte firme. Deci nu există firmă care să trimită pe rută scurtă doi șoferi. Asta vă spun sigur. Angie nu a fost o excepție. Odată la câteva luni, apar știri despre accidente în care mor sau sunt răniți români care lucrează în afară. Trei români au murit și alți cinci au fost răniți într-un accident violent produs în această dimineață în nordul Austriei. Victimele se aflau într-un microbuz care a ieșit de pe carosabil și s-a izbit de un stâlp. Polițiștii austrieci cred că tragedia s-a produs pentru că șoferul ar fi adormit la volan. În DEX, cuvântul accident se definește ca un eveniment fortuit, imprevizibil, care întrerupe mersul normal al lucrurilor. Dar de multe ori, aceste accidente rutiere nu sunt simple evenimente imprevizibile. Ele sunt, de fapt, consecința unor probleme structurale. Pentru șoferii profesioniști, legislația este foarte strictă în ceea ce privește timpii de condus, tocmai pentru a evita posibilele accidente. Durata de condus zilnică nu depășește 9 ore. Aceasta poate fi prelungită la maxim 10 ore, dar nu mai mult de 2 ori în timpul săptămânii.
Asta prevede regulamentul 561 din 2006 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene. Dar regulamentul ăsta nu se aplică celor care conduc microbuze 8 locuri, plus locul șoferului sau mașini mai mici, chiar dacă în scop comercial. Acestea sunt considerate autoturisme. Aici e, de fapt, portița din lege. Oficialii europeni au descoperit că mai multe microbuze de 8 plus 1 locuri pleacă în afara țării fără să aibă licență de transport și 2 șoferi, așa cum cere legea. Un asemenea vehicul s-a izbit de un tir pe o autostradă din Germania acum 2 săptămâni. 3 români au murit atunci, dar cu toate acestea, firma își continuă activitatea în aceleași condiții. Autoritățile spun că, din păcate, cele mai multe accidente sunt cu microbuze de 8 plus 1. Nu au autorizații de transport persoane și nici nu sunt verificați șoferii. Un proiect de modificare a legii urmează să ajungă pe masa guvernanților. Proiectul ar urma să oblige transportatorii să aibă licențe, să instaleze un tahometru, iar într-o călătorie să fie și un șofer de schimb. S-a dat o ordonanță de urgență în acest sens, OUG-11 din 2013. România se confruntă în mod special în ultima perioadă cu o serie de evenimente rutiere cu consecințe extrem de grave în care sunt implicate autovehicule echipate pentru transportul a 9 persoane, inclusiv șoferul auto. Pentru a efectua transport de persoane național, contra cost, cu microbuze de 8 locuri, companiile trebuiau să se autorizeze. Însă, la distanță de un an și 2 luni, ordonanța a fost aprobată de către Camera Deputaților într-o variantă care ignora chiar scopul ei inițial. Proiectul a fost ciopârțit în Comisia pentru Industrie și Transport, unde au fost introduse câteva amendamente prin care s-a scos chiar articolul care cerea autorizarea microbuzelor de 8 locuri pentru a face transport de persoane. Amendamentele au fost depuse de către Lucian Șova, fost deputat PSD și fost ministru al transporturilor, care are o firmă de transport rutier de mărfuri, și de către fostul deputat PNL Vasile Horga. În urma unei analize în cadrul Comisiei de Transporturi s-a constatat că există riscul ca această modalitate de autorizare pentru aceste două categorii să crească costurile pentru beneficiarii acestor servicii și să se creeze haos și chiar abuzuri în acest domeniu. Din acest motiv a fost eliminat. Parlamentarii liberali vor vota acest act normativ în forma prezentată plenului. Vă mulțumesc! PSD și PNL și-au dat atunci mâna ca să nu treacă legea în forma ei inițială. Sectorul întreprinderilor mici și mijlocii a fost poate salvat, dar oamenii au rămas tot neprotejați. Cum arătau lucrurile 6 ani mai târziu, în noiembrie 2020? Alo! Bună ziua, doamnă! Vă sun în legătură cu licențierea microbuzelor de 8 plus 1. Vreau să vă întreb care sunt regulile acum pentru transport contra cost. Nu există licențiere pentru 8 plus 1. Deci trebuie să aveți microbuz autobuz ca să puteți primi licență. Trebuie să aveți de la 10 locuri în sus. Deci 8 plus 1 înseamnă autoturism. Da? Deci până la 9 locuri este autoturism. Nu este microbuz. Și, deci nu te... 8 plus 1 eventual să obțineți autorizație din aia de transport în regim de închiriere. Și atunci nu este musai, nu să-mi pun tahograf sau să am 2 șoferi. În mod normal nu. În mod normal nu puteți să faceți transport de persoane cu 8 plus 1. Dar știți că se face, nu? Adică cam... Păi, bun, dar asta e, deci e la atitudinea celor care merg în control. Noi nu mai licențiem. Știți care e chestia? Că șoferii de la 8 plus 1 nu mai sunt supuși controlului. Are problema. Să respecte tipii de odină, să respecte... Știți? Că am scăpat 8 plus 1 din mână. Eu vă spun sincer, te urci în un microbus de 8 plus 1, unde merge? La Barcelona. Hai, dai drumul, șofer, 4, ce dai drumul. Și atoarme la gura și umără oamenii. Pe lângă aceste reglementări laxe legate de transportul comercial cu microbuze de 8 locuri, care e cel mai des folosit pentru transportul îngrijitoarelor în Austria, mai apare o problemă. Transportul impus. 60 dus, 60 întors. Și cu autocarul, nu cu microbuzul. Microbuzul firmei, da. Eu sunt obligată să merg cu firma cu care sunt. Nu am voie cu alt transport. Asta este o mafia. Firmele care... intermediază, au și transportul lor ca să mai câștige corect ceva. Da, nu am acceptat niciodată să mi se impună să vin cu transportul lor, nu am acceptat niciodată nimic. Deci eu nu am acceptat, dar sunt foarte multe îngrijitoare care acceptă. Asta este greșeala... Eu sunt prima. ...lor. Eu... N-am ce să fac până mă învăț, n-am ce să fac. Păi, stai foarte multe ore în fund și opresc foarte puțin...
când le zici că ai nevoie la baie, te ține până ți explodează burta. Înțelegi? Eu am pățit-o, eu am zis că mor. Eu am zis, dacă nu opriți acum, să fiu naibii, eu aici în mașină fac. Sincer. Ales și ăștia cu microbuzele astea, că nu îți opresc. Nu... Este foarte greu. Da. Nu este opresc când trebuie pentru persoane, ei nu se gândesc. Că... Da, n-are ce să le faci. Transportul impus înseamnă că firmele de intermediere îți oferă un loc de muncă doar dacă mergi cu microbuzele lor sau cu cele ale unor firme partenere. Auzisem că practica asta e extrem de comună, dar despre cât de comună e, nu existau date clare. Am încercat să obțin o imagine asupra fenomenului, sunând, în vara lui 2019, împreună cu două colege, la 50 de firme de intermediere, care au pus anunțuri pe Facebook cu locuri de muncă în Austria. Vă sun în legătură cu un anunț pentru un job în Austria pe care l-am găsit pe internet? Da, este disponibil, avem un loc pentru mâine. Problema este că transportul este condiționat de noi și nu avem transport de la trebuie să ajungem la Arad. Și transportul este cu dumneavoastră sau pot să mă duc eu cu mașina? Cum este? Nu, deci transportul este cu microbuzele noastre. Sunteți condiționată de transportul nostru? Nu, din păcate nu. Trebuie să mergeți cu transportul impus de noi. Dumneavoastră trebuie să mergeți cu transportul nostru, iar excepții acceptăm. Deci un lucru care trebuie să știți de la început, transportul se face exclusiv cu noi. Păi transportul este impus cu noi. Jumătate dintre firmele la care am sunat aveau transportul impus. Celelalte asigurau transport, dar nu era obligatoriu. Motivul cel mai des invocat pentru transportul impus a fost siguranța. Nu a îngrijitoarelor, ci a funcționării sistemului. Firmele spun că doar în felul acesta, îngrijitoarele vor ajunge la timp la familia pacientului pentru a face schimbul. Păi, nu pentru că nu aveți cum să vă încadrați și să știți să ajungeți unde ajunge transportatorul nostru și să vă încadrați, nu puteți garanta să vă încadrați la ziua și la ora asta. Nu aveți cum să vă bine, la fel de bine se poate întâmpla și transportatorului orice, nu e neapărat un argument ăsta. Păi, pentru noi, pentru că noi trebuie să luăm toate măsurile de siguranță ca să avem familiile acoperite, să nu lăsăm bătrânii singuri. Discursul firmelor de intermediere a fost preluat și de angajați a inspectoratelor teritoriale de muncă, care, teoretic, ar trebui să protejeze angajații. Într-o conversație cu un inspector de muncă, care a dorit să rămână anonim, acesta a comentat că e bine că mediatorul organizează transportul, pentru că așa, citez, nu pleacă fiecare de capul lui. Am încheiat citatul. Inspectorul spune de câteva ori că astea sunt regulile jocului, ca și cum statul nu poate să aibă un cuvânt în joc, iar regulile sunt făcute doar de mediatori. Iată ce a declarat inspectorul, tot în lectura unui actor. Astea sunt condițiile de a-ți oferi un loc de muncă, să faci transportul cu mine. Cum Digi îți spune că îți dau televizor dacă îți iei telefon. Regulile jocului le face mediatorul. Eu îți caut un loc de muncă în condițiile astea. Legea nici nu interzice, nici nu obligă. În afară de regulile jocului, angajatul de la ITM mai aduce ca argument binele îngrijitoarelor. Este cel mai bine așa pentru protecția oamenilor care merg la muncă. Eu îi duc, eu îi aduc. Nu știu care e nemulțumirea. Românii sunt implicați din nou într-un accident rutier în Austria. La bordul mașinii se aflau 8 românce. Șoferul vehiculului, român și el, a pierdut controlul volanului, iar mașina a lovit zidul de pe marginea carosabilului. Accidentul s-a produs între Triban și Pols. În România eu merg anual la comisie. Sunt invalidă un an, după care, nu știu, mă prezint din nou. Dar mă ajută din punct de vedere medical. Adică nu mai plătesc asigurarea medicală deoarece eu nu muncesc și sunt total neasigurată. Am încercat și cu angajarea să găsesc variante, este foarte, foarte greu. Eu pot să spun că îmi folosesc mâna într-o oarecare proporție, dar nici acum nu reușesc să scriu mai mult decât maxim de 2 ori să-mi scriu numele. Deja a doua oară nu mai este citeț. Nu am control pe mâna dreaptă, adică la obiecte mici nu le pot prinde. Forță, simți, nu simt. Deci o chestie destul de complicată. În ce fel te-a transformat experiența asta? Cum simți că te-ai schimbat față de cum erai tu înainte de accident? Total mai neîncrezătoare. Am ajuns la concluzia că într-un final, oricum ești singur, total singur.
Eu pe multele și sfătuiesc. Sunt atâtea variante pe Austria unde pot să-și găsească de lucru fără firme de intermediere. Mai degrabă m-aș duce singur așa cu trei cuvinte în germană care le știu. Nu știu, pe acolo din ușă, nu știu pe unde, și tot mi-aș găsi cumva de lucru și n-aș merge pe una unei firme. Care nu te susține cu absolut nimic. Nimic. Ați ascultat episodul 2 din podcastul 100% Legal. Eu sunt Diana Meseșan. M-am ocupat de documentare și de montaj. Muzica a fost făcută de Adrian Piciorea, iar mixajul a făcut Liviu Boanță. Florin Suciu, actor în Cluj-Napoca, a citit fragmente din raportul Procuraturii din Graz, din dosarele medicale ale lui Angie și a interpretat citatele inspectorului de muncă. Mulțumesc, Florin Suciu! Mulțumiri și Victoriei Carasava și Mariei Persu, care au fost interne la Scena Nouă în vara lui 2019 și împreună cu care am dat zeci de telefoane la firmele de intermediere. Luiza Vasiliu, editor la Scena Nouă, a venit cu sugestii valoroase pentru acest episod și nu numai. Primul episod îl găsiți pe site-ul Scena Nouă, dar și pe aplicațiile de podcast de pe telefonul vostru. Realizarea acestui material a fost posibilă datorită unei burse, Milena Jesenska, sponsorizată de către Institute for Human Sciences din Viena și de către Erste Foundation, dar și cu sprijinul publicației Scena Nouă.